Maldive a fost o experiență unică pentru că alături de prietenii mei de la Deltour și Fly Dubai, care tot timpul mă trimit în locurile cele mai tari din lume. Păi sunt și foarte șmecheri. Sunt imagine, să știi, la Fly Dubai. Și atunci au descoperit, s-a deschis cel mai tare resort din lume, Six Senses, care a fost premiat luna asta pentru cel mai luxos și cel mai frumos resort din lume, eco din toate punctele de vedere, dar extrem, extrem de frumos. Și am fost efectiv să-l promovez, că de-aia lumea a spus, ai fost un loc unde oamenii chiar se încarcă cu energie și se odihnesc. Se încarcă de energie, toată lumea merge desculță, pe bicicletă. Noi n-am văzut pe cineva încălțat în pantofi. Eu am cărat cu o geantă plină de pantofi pe nimic. Am zis, Doamne, ce-am cărat atâția pantofi după mine? Nu vezi locul, n-ai de unde să ții. Am mers pe bicicletă, nu mai mersesem de 20 de ani. Era să-mi rog timpul. Am dormit foarte bine. Cum să nu dorm bine când, cum să spun, podeaua Wattle Bungalow-ului este... Și vezi peștișorii pe sub... Mai apoi și câte o sirenă. Băi, există? Nu există. Nu știu, tu ai văzut? Ce căzură ai fost! Exact. Nu știu, dar există așa ceva. Ne căutăm pentru... Mai sunt! Mai sunt... La 1, la Supermodel, am făcut un shooting foto cu sirenă. Presupun, da, sunt sigur că ai încercat și ai adoptat mai toate miturile și le-ai pus pe podium. Spune-mi, care sunt locurile cele mai frumoase în care te-ai reîntoarce? Păi m-am întors de 7 ori în Bali,